Victorie în tur, tu n-ai marcat în seara asta. E ciudat, cred, să termini un meci la Victorie Cup fără să marchezi. Bună seara, în primul rând. Da, e oarecum ciudat pentru toată lumea pentru că nu marchez în fiecare meci, dar mi-au ajutat echipa cu celelalte goluri și sunt foarte mulțumit de victorie, cu toate că mai avem mașa a doua în care trebuie să fim la fel de montați. Sunteți favoriți după meciul tur? Nu suntem favoriți pentru că scorul nu e atât de avantajos încât să fim favoriți, este doar un gol diferență. Meciurile diferă, se poate întâmpla orice în retur. Cu ce ați fost mai buni în seara asta decât ei? Nu știu. Pur și simplu consider că am fost mai montați și nu ne-am certat ca ei în teren, pentru că am văzut certul la ei în teren și noi suntem altfel. Consider că am fost mult mai atenți la joc și ne-am montat mai bine pentru meciul ăsta. Ați reușit să promovați acum cu gândul la finala cupei. V-ați gândit deja la sezonul viitor? Ce obiectiv aveți în Liga a doua? Bineînțeles, an de an obiectivul este promovarea, clar. Și da, am promovat și anul acesta, cu toate că n-am câștigat campionatul, n-am fost primi în clasament, dar ne bucurăm de promovare și acum obiectivul este cupa. Cum vă simțiți voi la Victorie Cup? Ne simțim extraordinar, este cea mai frumoasă competiție. Nu venim aici doar de distracție, venim și pentru că este o competiție până la urmă, venim să câștigăm. Ne simțim extraordinar. Mersi. Seara bună.